Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Mariana Bumbu din satul Mingir își amintește cu groază clipa în care fiul ei de 15 ani a dispărut. Femeia spune că în toiul nopții, patru consăteni i-au răpit copilul chiar din casă. El a venit noaptea, l-a scos din casă și l-a zis să grăiască. L-a scos până aici, până aici la colț. Și de aici așa l-am sudeș, l-a luat de mână. Femeia zice că nici nu a reușit să înțeleagă ce se întâmplă. În doar câteva clipe, patru consăteni i-ar fi urcat băiatul cu forța în portbagajul unei mașini. Și o zis, stați și mă duc să-i spun lui mama măcar, să-i spun, că nu știu eu de voie să vii. Și l-a luat așa cum e el. Și l-a dus, cu mașina era de vale acolo. Și s-a uitat mașina și s-a dus. De atunci nu l-am mai văzut. Și nu doar Mariana povestește de răpire. Ștefan Guțu spune că în acea noapte încă doi minori din sat ar fi ajuns pe mâinile acelorași presupuși răpitori, printre care și feciorul său de 15 ani. L-a luat întrebări. Băietul așa a spus că avea un pistolet, eu nu știu ce fel e. Pistoletul a fost. Mai mult, bărbatul zice că abia a doua zi a dat de feciorul său. Băiatul a înoptat în podul unei gospodării străine. Sperie, dar pe urma două de l-am găsit. Ea prin ce seara nu am acasă, a dormit la, cu alu Brahu, a dormit într-un pod. De altă parte, cei patru bărbați care ar fi răpit copiii se apără. Ei afirmă că au avut motive întemeiate pentru fapta pe care au făcut-o. Multe persoane din sat, adică să tem să doarmă din cauza lor. Cine sunt bărbații care i-ar fi răpit pe cei trei minori? Ce motiv ar fi avut pentru asta? Prin ce clipe ar fi trecut adolescenții, dar și părinților? Cum au scăpat băieții din mâinile presupușilor răpitori? Și de ce localnicii din Mingir se tem să doarmă cu ușile descuiate? Pe toate le aflați astăzi. Părinții minorilor care ar fi fost răpiți vor să-și facă dreptate. Ei spun că această fără de lege nu poate fi uitată și nici iertată. Cei trei minori au fost băgați cu forța în portbagajul unei mașini. Mariana Bumbu și Ștefan Gonța, părinții a doi dintre băieți, au povestit despre clipele prin care au trecut copiilor. Inițial, ei au acceptat invitația în emisiunea noastră, însă în ultimul moment au refuzat să vină în platou. Haideți să vedem ce spune Mariana. Atenție la ecran. El a venit noaptea, l-a scos din casă și a zis să grăiască, dar eu nici nu l-am observat că ies aici. Așa. Și l-a scos și l-a dus. A zis să fumeze o țigară și l-a scos până aici, până aici la colț. Și de aici așa l-am sudeș, l-a luat de mână. Era într-o băie de șorte și într-un stan. Și a zis, stați și mă duc să-i spun lui mama măcar, să-i spun, că nu știu eu de voi să vii să-mi spui. L-a luat așa cum e el. L-a dus cu mașina, era de vale acolo. Și s-a uitat mașina și s-a dus. De atunci nu l-am mai văzut. Și el era spăriat, că el nici nu vrea din casă. Iar. În jumătate de noapte atunci, dar pe urmă el a venit. El a întrebat, zic, ce-i cu ochiul tău? El a zis că m-am pădit. Nu știu pentru ce l-a luat. El ascultă în jur, el nu face niciodată probleme, nu mă supără cu nici duși regulat la școală, vine acasă. Știu că n-au nici un drept să-l iei, să-l ducă. Printre minorii care ar fi fost răpiți este și fiul lui Ștefan Guțu. Iată ce ne-a povestit acesta despre tot ce i s-ar fi întâmplat băiatului. Atenție la ecran. Eu a fost la ISTA, cum zic, la zâna al dronului, eu l-a luat. Și eu l-a luat și că înainte de asta eu furat lui tete Maria alu Bumbu, a intrat în casă, a luat niște campos, niște brânză. Și eu a dat plângere la miliție, dar eu nu vreau să spui băieții. Și apoi când eu l-a luat, am ea, a spus, băiatul meu nu a fost vinovat, a fost aici, alu Bumbu, așa ala. Și eu întrebat pe dânsul cum s-a întâmplat, cu cine a intrat, eu tras cu o vargă la... L-a bătut o leac cu o vargă și... Eu dat drumul acasă. Băietul așa a spus că avea un pistolet, eu nu știu ce fel e. Pistoletul a fost nu gazul, de asta cu... Cred că de răzână, cu pul de șel de răzână. Nu, n-avea vânătă, eu spun că l-au pălit cu... genunchiul închept. L-au pălit, dar nu a avut paboiuri. Iar pe seara nu am venit acasă, a dormit la... cu alu Brahu, a dormit într-un pod. Cum? M-a spăriet, dar... Și urma două de l-am găsit. Ce mai apăia? Ce mai are putere omul? Eu mai duc ziua la lucru. Uh-huh. El mai rămâne acasă, acasă se duce și se joace și apoi nu vine seara să leagă cu aici lanț, să duci când doarme la unul, când la altul. Uh-huh. Și apoi mă duc și-l găsesc și-l aduc acasă.
este o situație foarte și foarte tristă, tragică, când în ziua amiază mare dispar copiii de acasă. Cel mai periculos că sunt implicați aici maturii, sunt implicați aici părinții, în sensul următor. Când părintele vede că copilul lui este luat de acasă de un necunoscut și el îi permite să-l ia, parcă noi ca și părinte îi contribuim la săvârșirea acestei infracțiuni. Vorbim de mama care am văzut-o. Cel puțin din punct de vedere psihoemoțional, nu am văzut deloc o atitudine de părinte. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu am văzut absolut nicio normalitate în ceea ce au făcut ceilalți când au început să răpească acei copii, indiferent de faptele, nu știu ce a fost sau cum a fost, poate o să aflăm mai târziu, doar că ceea ce au făcut ei și acele traume, cel puțin, că nu-i vorba de o oră, două, o noapte întreagă, vă închipuiți acei copii undeva într-un pod de o casă cu 3-4 oameni. Stau acum, nu știu, au stat cu pușcă, cu coțit, cu ce asupra lor, ce amenințare au făcut, ce teroare au făcut. Vă dați seama, consecințele psihoemoționale de neimaginat este, indiferent de acei copii ce au făcut și nu știu cât de necăjiți erau și cum a fost. Haideți, Ali, să-i auzim pe acești copii. În scurt timp vom afla cum răspund acuzațiilor bărbații care i-ar fi răpit pe cei trei minori din Mingir. Până atunci, haideți să vedem ce le-au povestit doi dintre adolescenții răpiți colegilor noștri de la Canal 2. Și-au venit acolo, nu? Și ne-au luat cu forță și nu s-au uit în bagaj. Cu ce te-au bătut atunci seara? Cu spalnic, pune și la poartă m-a amenințat cu pistolet. Acasă la dâns ne-a dus. Și acolo l-a bătut geam pe Gheorghe. Nu, nu ne-a mai făcut nimic. Dacă nu suntem acasă sau dacă ați întrebat la cineva prin casă, pe ea să răspundeți. Și au venit la mine acasă, doi băieți, adică cu prieteni de-a mie și m-a strigat la poartă și m-a luat într-o parte ca să o întreba dacă am de aprins, că vreau să aprind o țicară. Și m-a luat într-o parte și la colțul beișului, ești un băiat și m-a apucat de mână și mă trăgea în drum. Și crește în drum era și Ana, cei doi băieți care m-au bătut mine, m-au luat, m-au suit în mașină, m-au bătut cu scândura, cu tot palmele, ne-au dat, ne-au pus și am băut băuturi alcoolice. Și după asta m-au zvârlit în bagaj, m-au apucat, m-au zvârlit și o să am hadeam la ea să ne ducem să te necă. Și când am ajuns, am ajuns la o poarnă cunoscută, nu știu, nu era, chiar am por bagaj și n-am observat-o. O luat toporul, tot zis că o vrut să-mi trag toporul în cap. După asta m-a spalat și ne-a trimis acasă și a zis că pește 80-20 minute ați vii și ați văd dacă suntem acasă sau nu. Ei ne-au pus pistolul la spinare și ne-au zis că dacă nu spun tătă, să nu-mi puș. Și-au apăsat pe tragaj, dar arma nu era încărcată. Aceasta este o tragedie pentru ei, pentru o viață întreagă. Urmările psihologice vor urma încă, deoarece, uitați-vă, au spus că i-au chemat, i-au bătut, i-au îmbătat, i-au pus față de ei, s-au plecat anumite acțiuni care i-au intimidat, au crezut de acum și au rămas de la viață și în cele din urmă aceste acțiuni fac pe orice persoană să-și piardă orice speranță că va trăi pe fața Pământului. Și după aceea caută să vadă cine este vinovat. Și unicul care va spune de ce părinții mei nu au fost alături de mine să mă apere în așa circunstanță, de ce legea care trebuie să mă protejeze nu m-a protejat, de ce poliția nu a intervenit ca să-mi apere dreptul meu la viață, toate aceste întrebări pentru acest copii sunt niște necunoscute. Și în cele de urmă ajunge la concluzia că eu sunt singur pe fața Pământului și eu singur trebuie să-mi protejez viața și aceasta duce la anumite frustrări că de nesubordonare față de lege, de nesubordonare față de societate și de multe ori comportamentele ulterioare ale lor vor duce la ceea ca să nu respecte omul matur, să nu respecte tata, să nu respecte poliția, să nu respecte regulile umane în care i s-au născut.
Polițiștii din Hâncești ne-au comunicat că 4 bărbați din Mingir sunt cercetați pentru răpirea celor 3 minori de 15 ani. 3 dintre acuzați sunt în arest la domiciliu. Pe unul dintre ei îl vom auzi în curând. Printre învinuiți se numără și un tânăr de 17 ani. El se află în izolator. Cei 4 riscă până la 15 ani de pușcărie. În Mingir, raionul Hâncești, în stradă, având o înțelegere prealabilă, forțat, au urcat într-un automobil de marca Mercedes 3 minori de 15 ani. Apoi minorii au fost duși la domiciliu unuia dintre suspecți, unde au fost maltratați și amenințați cu o armă de tip pistol. Persoanele reținute, cât și victimele minore, sunt la evidența poliției, fiind vizați în mai multe cauze penale și contravenționale. Oamenii legii ne-au mai comunicat că tânărul de 17 ani, care se află în izolator, a împușcat un alt minor în picior cu doar câteva zile înainte de a participa la răpirea celor 3 băieți. Noi am discutat cu victima amenințării cu arma. Atenție la ecran. Am chemat mai mulți prieteni acolo, în muzică, fregărui, tăci. A venit unul cu un pistolet și l-a dat la ei și l-am zis că se împuște, se joace. Și a împușcat prin gărev, prin sus. Și cred că ultimul patron a fost în chior la mine. Ce fel de pistol era? Pneumatic. Dar nu am împușcat de la distanță, dar de aproape. M-am dus acasă și m-au văzut părinții, tot de sânge și-au sunat. Și-au venit și m-au luat ambulanță. De la bun început mi-a părut un caz așa, adică că cineva a încălcat legea, că a luat copiii cu forța. Într-adevăr, nu se poate. Ce nu s-ar întâmpla, nimeni n-are dreptul să forțeze pe alt om. Nu contează, este mic, este mare, este puternic, este slab. De ce trece, mă iau și orii. Deci oamenii poartă armă leger. Și uite că ne dăm seama că începem că este un sat puțin problematic. Deci lumea s-a degajat, face cine și ce vrea, cine știe de prin cap, cineva vine și zice fură brânză cu de mic să începe, da? Ăștia au crescut, ăștia deja mari sunt infractori, ăștia mici cresc infractori, da? Ei, astăzi se începe cu, cum am spus eu, cu un stilou, cu brânză, cu nu știu ce, până ajungem că împușcăm oameni. Și nu ne dăm seama, creștem o societate deja infractori. Mă gândeam că astea sunt niște trucuri. Chiar cu adevărat așa ceva avem noi în Moldova, da? O gravitate de genul ceea ce astăzi noi asistăm și impactul și vă dați seama, vine, împușcă, parcă nu-i nimic, nu se întâmplă, peste o săptămână repesc, peste, nu știu, duc, fac, chiar cu adevărat se întâmplă așa ceva? Da, domn profesor, aspectul acesta de violență nu este numai în satul Mingir. Astfel de acțiuni se întâmplă în marea majoritate a satelor și orașelor din Republica Moldova. În această seară discutăm despre întâmplarea de la Mingir, unde 3 minori ar fi fost răpiți în toiul nopții. Până acum, i-am auzit pe părinții a 2 dintre adolescenți. Mariana Bumbu povestește că presupușii agresori i-au luat copilul chiar de acasă. Potrivit femeii, 4 consăteni i-au urcat băiatul cu forța în portbagajul unei mașini, l-au dus acasă la unul dintre ei, unde l-au bătut. Și Ștefan Gonța se plânge că aceiași săteni i-au răpit copilul și l-ar fi amenințat cu pistolul. În scurt timp vom afla ce i-ar fi motivat pe presupușii răpitori să comită o faptă atât de gravă. Dar mai întâi să vedem reacția sătenilor la cele întâmplate. Să știți că nu toată lumea îi condamnă pe cei 4 bărbați, iar unii spun chiar că minorii au meritat ce li s-a făcut. Tatiana Chistol crede asta și acum vom afla de ce. Haideți să întâmpinăm. Tatiana, bună seara, bine ați venit la noi. Cumva reprezentați o parte a satului Mingir, pentru că înțeleg că, așa cum gândiți dumneavoastră sau cum credeți dumneavoastră, mai cred și alți consăteni de-ai dumneavoastră. Da. Eu mă refer la faptul că minorii ar fi fost pedepsiți pe dreptate. Asta credeți. Da. Vă rog să ne explicați de ce, pentru că, din punctul nostru de vedere, pare foarte grav. Nici poate nu a procedat nici ei ca lumea, cum nu a procedat corect. Bărbații care i-au răpit pe băieți. Care i-au răpit, da. Sunt mai multe minciuni din ce spun. Sunt copii care spun minciuni sute pe minut, nu așa. Ce anume ar fi mințit? Eu am fost mințit? Bătută pe 31 martie. Dumneavoastră ați fost chiar bătută de acei trei minori care au fost răpiți? Da.
Ce s-a întâmplat? Am băiat și eu de 16 ani. Așa? Și s-a dus în Mahalaur, nu la mulți metri acolo, și să chemi un prieten să iem lemn la Sărisău. Și eu îmi făceam mâncare în casă, mă rog, venisem la serviciu până la ora 4 la serviciu. Când am venit la serviciu, mă rog, fac în casă dacă de regulă mâncare, să era mai tăieți lemnic, mă rog, să facem foc. Și mă s-a duc pe Danu Chițanu. S-a dus după Danu. Când la 20 de minute, îl sună, îi închide telefonul. Vin copilul vecin, a spus, că e la locutare, îl bat pe Iura. M-a dus cu fugăț, mai și ai cu dă. Dar la mine băiatul e molcăluț. Nu-i bătăuș, nu-i au și năzbutii, dar adică nu-i deși al bătăuș. Îl întrebă omenești. El a început să mă jure, să mă trămată, să mă scoată. Acela care v-a bătut băiatul. Da. Și ai cu dă-ți dați cunoște palmele pe față, roșu pe la gât, și-a lapcă de capșonci la... La batnic și-l trage înapoi și spălești cu ceafa de poartă. La... Chiar față de dumneavoastră? Chiar față de dumneavoastră. Și l-am apucat, iurați că Iura acasă, dacă-l vezi că băut un bargin, fereți-vă de ochii lui, că știți că el nu-i prima dată și nu o faci. Că eu mai avut probleme când erau clasa nouă, fix așa. A băut un pahar de vin, adică e normal să bea un băiat de 15 normal, ani? Nu normal și am încercat, adică să-i zic, tu în primul rând nu ești de vârstă, ca să bei și dacă l-ai băut, tu te acasă și ai treabă să mă trimiți acasă. E bun, și ne-l apuc pe băiet să mă întorc să mă duc acasă. Dar el m-a apucat de cap și m-a trântit jos și Charlie m-a călcat pe mâini. Băietul meu l-a apucat și l-a tras pe mine și am văzut că el sare și cu Charlie să mă palea, să m-a mai apărat când m-am apărat. Dar mai era cineva în jur, tăția? Era Maria Chițanu cu tot cu bărbatul, dar este că eu tot părinții o băiatului care v-a bătut? Nu. Cine? Nu, alți vecini, că eu am fugit la oameni și am o gradă. Ei au rămas în drum, eu am fugit în o gradă la dâns și am pus la poartă. Și ei n-au sărit în ajutor, n-au încercat să înainte de a ajunge eu, o străgat la dâns, și-ți cu minte, dă-i pași și ai cu dânsul, ai băujindu-te acasă, fix așa prostii, scoși e vorcheu, dar sunt că oameni și tot au fost bătuți de dânsul și au frică. Eu am intrat în o gradă, am stat după poartă, dar n-avem telefon la mine și m-a rugat la vecina de la dâns, te rog telefonul, sunt la 112. A sunat la 1-2, îi spun ce s-a întâmplat, îți cau cuș, mă sună înapoi, îți porniți înspre voi, lămuriți unde și cum să vii. Așteptăm de așa, îi sar gardul și vin. Și au fugit în casă la femeie. Am ei câți erau până trei. 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 Toți trei. Și exact toți acei trei. Care, da. Care da. Au fost da. Răpiți. Da. Deci încă și vă urmăreau, dumneavoastră ați încercat da. Să scăpați deja? Da, eu am încercat să m-am dat pe poartă, ei tot așa, de, că eu sar, că într, că și stăpâna, că se spune, liniștește, așa, nică el. Și am o băcăzi de filmuleț care el merge și duce și sare gardul, strâng, haideți. Și dumneavoastră ne-ați pus la dispoziție câteva fotografii în care se văd da. Urmele de lovituri. Aici dumneavoastră sunteți. Dintr-un pumn, da. Și ăsta e băiatul dumneavoastră, da? Da. Le-ați spus colegilor mei că unul dintre acești minori v-a lăsat și niște mesaje după da? Acel incident. Da. Ce v-a scris? Să-i cumpăr pantaloni de 400 de lei. De ce? Șorul pantaloni, că nu o să rigard și n-a pantalonul în genunchi. Încă să-i cumpărați și pantaloni? Și eu să-i cumpăr pantalonii și o zis că, da, eu când am intrat după noi în casă, m-am deschis un garderob acolo, m-am scris, m-am ascultat pe la urma urmei, Doamne, mă iartă, și să fug eu prin casă, am să răscolesc casa. M-am slăprit acolo și am găsit o bucăți de șer, așa, o armătură. Și dacă zic, tac, trag și trag de ușă, și când o tras, s-o discos, că avea un zăvoraș, femeie și ai numai la ușă. Și după ușă, tăți trei peste băietul meu. E, da, dragă, Doamne, să fac un negru înaintea ochiului, zic, ce să fac eu amuia. Și am dat și unul și în altul, și al lui Ignat, îl ține pe băietul meu, străga, dați-i, dați-i. I-am dat și eu, dacă o străgați, dar o am dat fără nilă și eu nu știu neapărat ce am făcut, dar... Când ați încercat să vă apărați copilul. Când stau și mă gândesc, mă ieși ori pe mine singură. Și am făcut. Și apoi el i-a dat drumul, dar pe băieta ține de haine și i-a tras băietul de sub dânsul și a rămas dezbrăcat, alu o sărit în alt camer și a venit cu un cuțit. Când am mai văzut cuțitul, mi-am izghit copilul meu pe ușa afară și a fugit în mijloc grădiniță ca să treacă lumea pe drum, să cumva să ne apere cineva. După aceea ei s-au liniștit și au întrebat de la ce s-a luat scandalul. Tot ei întrebau de la ce s-a luat scandalul. Ei, se vede că ei și băuți, dar și fumați ceva aveau. Că după așa. Un timp, eu sunt mai mult ca precis că ea erau chei, nu știu ce, ce fac. Ea s-a apucat de trăsnai și pe urmă, ca că nici nu a fost, nici nu. Tatiana ne-a arătat mesajele pe care le-ar fi primit de la rudele uneia dintre minori. Atenție la ecran. Să țineți minte că nu vom lăsa așa.
Să nu vă pară că dacă mama și tata nu se implică pentru el, sunt oameni mai mari care se vor zbate. Să nu credeți că dacă ați fugit primii la poliție, noi vom lăsa așa. Copilul este în spital. Urmează o operație. Dacă ați văzut că este în stare de ebrietate, trebuia să chemați poliția. Să nu săriți cu ranga la bătaie. Deci ei încă vă reproșează că cumva le-ați bătut dumneavoastră copilul. Da. Tatiana, ați reușit să filmați atunci când agresorii ar fi dat buzna peste voi? Ei copii, am stăcat dus, vă cumva își puneți. Haideți să vedem înregistrarea, iar dumneavoastră o să comentați. Stai așa aici. Stai aici. Te voi în casă, nu? Și ce stai după aia? C***a și-a luat un pumn în bot? Nu, nasul doar, mă. Bă, tu și gândeam doi, bă, îți trugă de c***a. Du-te acasă. Dar ce-ți vreau să facă? Vă spune, vă dă în casă. Vă stai mă tu în criza, vă mă vor să c***a. Vă ușită, vă spune, vă oi, tu! Ce ești acolo? Bă, vă c***a, 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 vă. Deci dumneavoastră ați filmat sau altcineva? Copchii au fugit în pod și de eu din pod. Toți copchii s-au spărit, copchii au venit și ei acolo, dar fugeți de aici că... E mai trage și acela un cior, dar Doamne ferește, cior lui, sunt copchii care nu judic și fac. Ați arătat acest video poliției? Da. Și la nostru nu, pentru că nu, încă n-a fost chemat, a ghei ne-o dar chemat. La cine? Cui ați la arătat? La comisariat. Și ce v-au zis? Poți ca să, tot așa, ne să le păstrăm, până trebuie să vadă aici de sat cum a să lucrez, că eu să am dovezi, adică mai departe, dacă n-ar să fac lucruri cum trebuie. După ce am privit și am ascultat relatarea dumneavoastră, eu am văzut o scenă groaznică dintr-un matur care s-a dus să-și apere propriul copil și în cele de urmă a fost agresat de niște minori care erau încă și în stare de ebrietate și cu cuvinte necenzurate la dumneavoastră s-a năpustit. Ca rezultat, dumneavoastră ați luat o rangă de metal și în scopul de a vă apăra copilul, ați dat și în stânga și în dreapta. Cam așa am înțeles, da? Da. Și acum să vedem, din punct de vedere juridic, fiecare ce pedeapsă poate să poarte. Anterior vorbeam că părintele trebuie să-și protejeze copilul minor. Mama, în așa circunstanțe, și-a apărat propriul copil ca să nu fie agresați de alți minori care o parte din ei erau agresivi și anterior la fel l-au bătut, așa am înțeles. Da. După aceea noi vedem că polițistul de sector nu a investigat acest caz. A dat dovadă de nepăsare, poate s-o rămpăca cumva, poate cineva va ierta pe cineva, poate în general nu va ridica nimeni această problemă. Cel mai departe va primi salariu, mai departe va trăi în acest sat minger. Dar uitați-vă, orice toleranță a unor astfel de crime care s-au comis, duce la ulterior la săvârșirea unor crime mult mai groaznice. O altă locuitoare din Mingir spune că a ajuns și ea victima a băieților care au fost răpiți recent. Este Vera Mățu, de 80 de ani. Iată ce ne-a povestit femeia. Atenție, leg. Bandit, o fost. Doi, unul și de la ușă, dar unul o scând de ruble. Cere ruble. O scând de ruble, mă, ce cățat de consuni, o crezut că poate consuni ruble. Am spăriat acum, vreo două săptămâni am zecut. Au fost aplicați câteva lovituri, dar cu vargă. Băieții ăștia ți-au făcut ții ceva special? Toți părinții la copiii ăștia spun prin sat că las fac ce vor, că eu nu mai pot, nu mai am ce mai faci cu ei. Veni și mă luați de la sectorist, de la sector, că eu n-am benzină. Oameni buni, în ce secol noi trăim? A regretat în cele întâmplate, vina, o recunoașteți? Mariana Bumbu din satul Mingir își amintește cu groază clipa în care fiul ei de 15 ani a dispărut. Femeia spune că în toiul nopții, patru consăteni i-au răpit copilul chiar din casă. Și nu doar Mariana povestește de răpire. Ștefan Guțu spune că în acea noapte, încă doi minori din sat ar fi ajuns pe mâinile acelorași presupuși răpitori. Tragic, când în ziua amiaza mare dispar copiii de acasă. Vă închipuiți acei copii undeva într-un pod de o casă. Au stat cu pușcă, cu coțit, cu ce asupra lor.
Aceasta este o tragedie pentru ei, pentru o viață întreagă. Dumneavoastră ați fost chiar bătută de acei trei minori care au fost răpiți? Da. Da. El m-a apucat de cap și m-a trântit jos și Charlie m-a călcat pe mâini. Dă-ți copii, s-o spărit copii, au venit și ei acolo, dă-ți fugeți de aici că ei mai trage și acela un cior, dar Doamne ferește. Noastră ați luat o rangă de metal și în scopul de a vă apăra copilul, ați dat și în stângă și în dreapta. Cam așa am înțeles, da? Da. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre trei adolescenți din Mingir care au fost răpiți în plină noapte, patru consăteni. I-au urcat cu forța într-un automobil, i-ar fi dus într-o gospodărie unde i-ar fi bătut și amenințat cu pistolul. Acum părinții minorilor cer pedeapsă pentru presupușii răpitori. De altă parte, mai mulți locuitori din Mingir spun că minorii au fost pedepsiți pe merit. Tatiana Chistol afirmă că familia ei este terorizată de adolescenții care au un comportament deviant, sunt agresivi și au comis mai multe furturi. Acum a venit momentul să aflăm ce motiv ar fi avut cei patru săteni să-i pedepsească pe băieți. Unul dintre presupușii răpitori este Veniamin Chițanu, de 20 de ani. Anume, în mașina lui adolescenții ar fi fost urcați cu forța. Veniamin se află în arest la domiciliu, el este cu noi în legătură directă. Veniamin, bună seara, ne auzi? Bună seara! Mă bucur că în această seară ni te-ai alăturat. Discutăm acest caz în care ești implicat și, în primul rând, vreau să te întreb, să ne povestești tu, cum au ajuns băieții în automobilul tău? Noi ne-am apropiat la ei, adică noi am găsit pe ei, am discutat cu dânșii destul de frumos, în care doi băieți nu erau complicați în problema asta, care... Ea cunoșteau foarte bine ce e implicat și noi i-am rugat pe dânșii doi să îmi spună, adică să-mi dau pe prietenul lor, adică care au intrat. Dar mai devreme, de la Mariana Bumbu, mama unuia dintre adolescenți, am aflat că pe fiul ei l-ați luat chiar de acasă, noaptea. Este adevărat. Adică prietenii lui, noi am discutat cu prietenii lui, adică noi n-am fost complicat la dânsul acasă, adică prietenii lui l-au spus. Păi și cum au ajuns în mașina ta? Pentru că toți trei povestesc că cu mașina ta au fost duși. Adică noi am discutat cu dânșii destul de frumos, adică, și toți au fost suiți în salon, în care ne-am deplasat la un băiet acasă, care am discutat cu dânsul destul de frumos. Cu dânsul, adică am discutat până un moment destul de frumos, până el n-am vrut să recunoască că au intrat. Și pe urmă a fost aplicat câteva lovituri, dar cu vargă. Dar despre ce ați discutat, Veniamin, și, în general, care a fost intenția voastră? Noi am discutat, adică să recunoască cum a intrat și ce ocazie a intrat. Veniamin, cer scuze. Care a fost ideea voastră? Ce ați vrut să faceți voi prin acțiune care ați făcut-o acolo? Dar voi ce urmăreați? În capul nostru nu era nimic. Noi am vrut să discutăm cu ei, adică să vedem ce ocazie a intrat ei. Acum vom auzi ce le-ai povestit colegilor mei când au fost la tine acasă, pentru că tu ești în arest la domiciliu, din câte știm noi. Atenție la ecran. Noi am vrut să discutăm cu dânsul destul de frumos, adică ei dormeau în pod la cireș. Am fost la dânsul acasă, am discutat cu mama lui și mama lui ne-a spus că tipa, îl găsim acolo la cireș în pod și pe urmă îl trimitem acasă. Da, eu eram cu mașina. Eram eu, Sârbu Petru, Sârbu Alexandru și Marina Vran. Unde ați făcut? În mașină. Unde? Pe... sedenile din urmă, în spate. Adică lumea vorbește că în barbagajnic, dar ei nu au fost nici unul suit în barbagajnic. Ne-am deplasat la domnul Petru acasă. Eu zic că noi mergem, adică nu cum vorbește lumea, că noi am suit cu forța mașină, am dus, am amenințat, așa ceva nu s-a întâmplat. După ce am discutat cu dânsul și i-am trimis frumos acasă, adică a doua zi polițistul de sector se apropie la mine la poartă și mă întreabă ce treabă am avut noi să vorbim cu dânsul. Și ce i-ați spus polițistului? I-am spus la polițist, adică așa cum este, adică. Noi am trămas, după ce am discutat cu ei, destul de frumos, noi am trămas acasă, ea n-a ajuns acasă. Veniamin, mai devreme am auzit că i-ați bătut pe acești trei băieți și chiar i-ați amenințat cu pistolul pe unul dintre ei. Nu m-a fost implicat niciun pistol. Da, Veniamin, băieții ăștia ți-au făcut ție ceva special? Sau alți dintre colegii tăi care atunci ați participat la evenimentul respectiv? Ce v-au făcut concret? Ei au intrat la o persoană, au intrat în casă și adică din cauza lor au decedat o persoană. Acum în platoul nostru va intra Tatiana Albecova. Ea este mătușa lui Veniamin Chițanu și sora bărbatului care ar fi organizat răpirea celor trei minori. Să o încurajăm!
Tatiana, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Le-ați spus colegilor mei că fratele dumneavoastră ar fi avut motive întemeiate ca să le dea o lecție dură celor trei minori pe care i-ar fi răpit. Explicați-vă, rog, de ce. Undeva la 22 ianuarie, cineva dintre acești minori, precis eu nu știu cine, a intrat la mama mea. A intrat și a speriat-o foarte tare. De furat n-au furat așa mult ce, dar ea se speria foarte tare. Dar au venit cu intenția de a fura? Da. Da, ei au povestit, după ce fratele i-au luat, ei au povestit tot cu amănuntul, pe unde au intrat, ce au luat, ce au vrut să facă, ce au pregătit să facă, adică tot cum au vrut să... Că ei au avut de gând să vie încă o dată. Să-și iei ce au lăsat acolo, că au găsit un topor și lor le-a plăcut că cu acest topor ei pot să fac alte... E comod de lucrat cu el, cum au spus ei. Și au pregătit o trubă după cum între mama la păsări, au gătit o trubă și au spus, dacă baba iasă, să o lovim și să o dăm jos și noi să facem ce avem de făcut. Dar cum ați, scuzați-mă, vă rog, cum ați făcut legătura dintre moartea mamei dumneavoastră și acești trei minori? De atât că mama tot timpul după ce au intrat ei, în primul rând mama a sunat la 112 și a venit polițistul de sector tocmai a treia zi. Trei zile, el nici nu a vrut să apară. Tot prima zi când a sunat, a întrebat, ficiorul ți-e acasă? Și mămica zice, da. Să-i spui să vină să mă ia cu mașina, să mă duc, eu pe jos nu vin. Dar la moment când l-a adus fratele, a treia zi, totuși fratele a adus polițistul de sector, el îi zice, Petrică, tu să-i găsești mai repede ca noi și ai să te clarifici cu ei. Asta chiar polițistul de sector? Polițistul de sector, tu mai repede o să-i găsești și o să te clarifici cu ei. Ceea ce înseamnă că instigarea la săvârșirea unei astfel de crime vine de la polițistul de sector, că spune că voi veți face dreptate mai mult decât am să o fac eu vouă ca reprezentantul statului în satul Mingir. Eu l-am telefonat după ce au fost și au făcut percheziția acasă, eu l-am sunat și l-am întrebat cu ce ocazie. Și el mi-a spus că, adică, cu faptul fratelui Petrică, dar cine ești tu să mă suni, să clarifici? Că mama, partea vătămată e mama ta, dar tu nu ești nimeni aici. Adică tu nu ai nicio treabă și mare avere, v-a furat un borcan de brânză. Veniamin, am o întrebare la tine. Tu, când ai plecat și ai luat acești minori și ai pus în automobil, ai vorbit frumos, știai că săvârșești o infracțiune care se numește răpirea de persoane și privarea de libertate a unor minori sau nu? Nu știam. Veniamin, dar tu știi ce pedeapsă te așteaptă? Adică articolul 164, alineatul 2, răpire de copii, de la 6 la 10 ani. Zi-mi, te rog, dacă am dat timpul înapoi, cum ai proceda? Ai face același lucru? Nu aș face același lucru. Dar ce ai face tu? Adică aș lăsa poliția să ocupe până la urmă de cazul ăsta. Veniamin, le-ai spus colegilor mei că aveți o înregistrare cu unul dintre minorii răpiți. Hai să auzim și noi această înregistrare. Atenție! Ne-am dus pe acolo și am sărit gardul și ne-am sărit pe creșa acolo și am scos locul. Și am dat acolo în tfare la țigani. Și după asta ne-am dus acolo în casă, în caldoara și al nițel. Și ne-am uitat, am luat acolo era un borcan cu brânză. Și l-am luat de acolo și ne-am mai uitat, ne-am pornit înapoi și ne-am să acolo, era o cuhnă, nu știu era. Și era un toporaș cu culmic de el. Și am șepart și ei, și ne-am sunt beși. La beși, am scos belșugul și ala care plăcate și am intrat în beși. Tu ai zis, Veniamin, că voi ați vorbit frumos cu ei, nu ați pus mâna pe ei, doar i-ați rugat să povestească ce au de povestit. Atunci spune-mi, te rog, de ce acești minori acum spun că au fost bătuți și amenințați cu pistolul de către voi? Eu am spus că au fost câțiva aplicați, câțiva lovituri, dacă varga a fost aplicați la băietul care a intrat. După părerea mea, adică câte infracțiuni au ei, adică stat, legea, nu eu, mă sunt cu ei, adică sunt unii persoane care puteți să procedeze mai urât ca ei prin chestia care am trecut-o noi. Tatiana, dumneavoastră, acum, uite, aveți pe cei mai apropiați oameni amenințați cu pușcărie, da? Și eu nu sunt jurist ca să dau niște prognoze și cred că nimeni nu se apucă, dar articolul sună atât de grav, este răpirea de copii, da? Și aici nu cred că...
cineva scapă ușor. Da, dar copiii au spus... Credeți că a meritat? Credeți că mama dumneavoastră, acolo unde este ea acum, ar fi vrut să se întâmple așa? Nu. Ca ea să fie răzbunată în felul ăsta, ca după asta nepotul ei și fiul ei să facă pușcărie, ani de pușcărie? Nu, dar eu vă zic că ei au mers la asta, că fratele meu n-a venit la mormântare, n-a putut. Și el zice, cum, adică dacă insectoristul știe precis cine și el nu face nimic. Azi intră la... Am intrat la mama mea, mâine o să intră la soția mea cu 4 copii și o să-i sparie. Adică nu se ia nicio măsură, absolut nimic. Tot satul știe, toți părinții la copiii ăștia spun prin sat că lasă, fac ce vor, că eu nu mai pot, nu mai am ce mai faci cu ei. Dacă poliția nu le face nimic și părinții s-au săturat să achite amenzele pentru ei. Dar ce înseamnă amendă pentru părinți? Nu-i primul furt la care au participat acești minori. Primul. Doi. Nu-i prima persoană care a fost bătut de acești minori. Prima, că avem în fața noastră o victimă aici, care și-a apărat propriul copil, care anterior a fost agresat. Părinții aceștilor copii spune, luați că de acum de ei m-am săturat. Tu, Ali, tu crezi că se întâmplă aceasta numai într-o zi? Aceasta se întâmplă în luni și ani de zile. Câte procese verbale au copiii ăștia? Ali, un moment. Și dacă polițistul de sector ar fi luat acțiuni concrete și prompte la prima abatere acestor minori, ei n-ar fi ajuns să fure și să se sperie o babă, ce scuze de doamne, ca ea... Un moment, ca ea, din frica respectivă, să-i survină moartea. Și la mama acasă, la mine chiar a intrat în casă și mama spune că mi-e frică eu să dorm singură, ca nu cumva din nou să intre la mine în casă. De aceea, dacă polițistul de sector ar fi reacționat prompt, nu peste luni și luni, că nu pot veni, că n-am poliție, n-am benzină. Veni și mă luați de la sectorist, de la sector, că eu n-am benzină. Oameni buni, în ce secol noi trăim? Toate lucrurile acestea se întâmplă din cauza neglijenței a celor care trebuie să protejeze legea, să protejeze oamenii de astfel de delicvență juvenilă. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre trei minori care au fost răpiți la Mingir. Patru consăteni i-au urcat cu forța într-o mașină și i-ar fi dus într-o gospodărie unde i-ar fi bătut și amenințat. Așa spun băieții și părinților. Pe de altă parte, unul dintre presupuși răpitori neagă că i-ar fi agresat pe minori. El ne-a povestit că adolescenții ar fi furat din locuința bunicii sale, care din cauza stresului a murit. Și alți săteni s-au plâns pe comportamentul deviant al minorilor și spun că ei au fost pedepsiți pe merit. Ce se poate de făcut cu adolescenții care le fac locuitorilor din Mingir atâtea probleme? Discutăm cu psihologa Iuliana Curea. Să o salutăm! Iuliana, bună seara! Bună seara! Dumneavoastră, ce concluzie v-ați făcut după tot ce s-a întâmplat la Mingir? Eu cred că răpirea și comportamentul minorilor sunt două lucruri diferite și nu trebuie să le intersecționăm sau să vorbim... Să le amestecăm între ele. Trebuie să vorbim despre ele separat. Din toată această poveste, pentru că e o infracțiune destul de gravă și, cum spuneau colegii anterior, la prima impresie, când am văzut această știre, am gândit că toată lumea e imatură și că e o acțiune în care maturitate nu, sau nu există oameni în care, la care aș putea să reproșăm ceva, pentru că ei toți sunt imaturi. Dar aici există o dinamică între victimă și făptuitor. Există această tragedie care s-a întâmplat cu mama și bunica. Și aici există o explicație. Doar trebuie să înțelegem cum s-a ajuns ca aceste emoții să declanșeze și să pornească această acțiune. Am întrebat primarul din Mingir despre plângerile sătenilor pe acești adolescenți. Să auzim împreună ce ne-a spus el. Atenție, Alex. Copiii respectiv, deci, sunt cu probleme. Deci probleme... au mai făcut în teritoriu, deci de numărate ori, deci au vandalizat unele locuri, au fost deci în tentativii de a despargere în locuință, până a trece la fapta că ei sunt deja victime. Deci ei au intrat și în gospodăria respectivă la care ei au fost deja
într-o măsură oricare, deci a fost doamna care era, deja acum nu mai este în viață, minorii care au înfăptuit datele, faptele date, deci ei nu sunt la prima abatere. Noi am discutat cu părinții de nenumărate ori, avem comisii multidisciplinare, sunt chemați, vin profesorii, sunt chemați părinții. Din păcate, părinții respectivilor copii nu prea sunt deschiși sau nu sunt prea receptivi la... Și deci, într-o măsură oarecare, vina le aparține și dumnealor, fiindcă nu duc evidența copiilor, unde se află ei. Și în timpurile de după lecții, și în timpurile nocturne, unde dorme, ce fac ei. Noi am încercat să aflăm de la polițiștii din Hâncești câte plângeri au fost înregistrate pe numele minorilor. Iată ce am aflat. Pe numele minorilor au fost înregistrate mai multe plângeri, dar în faptul că ei sunt minori, putem spune doar că au fost sesizat pe huliganism și pe sustragerea bunurilor din locuințe. Minorii sunt la evidența poliției. Lunar se desfășoară ședința Comisiei Multidisciplinare pe lângă APL, unde sunt prezenți părinții minorilor și inclusiv și minorii. Astfel, polițiștii desfășoară activități în gimnaziu, în licee, unde au învățat ce învață minorii, pentru ca să ducă la informarea cetățenilor, elevilor despre delinvența juvenilă, violența, infracțiunile grave. Deci iată că autoritățile știau foarte bine ce se întâmplă, da? Primarul este foarte bine informat, poliția ne spune, oamenii din sat vorbesc. Dar până la urmă am ajuns acolo unde am ajuns. Sătenii au decis să îi duce singuri pe acești minori, nemai așteptând și autoritățile sau părinții. Acesta este foarte periculos. Da? Acest lucru este foarte periculos pentru că, de fapt, ce au învățat acești copii? Că data viitoare pot să-și facă dreptate și ei la fel, fără ca să vină la poliție sau fără ca să ceară ajutor. Da? Și data viitoare pot să aplice și ei violență, pentru că cei mai mari au arătat că e posibil lucrul ăsta. În analiza acestei infracțiuni, cum e răpirea, totuși, există atunci când infracțiunea nu a fost planificată, da? Acum dau ceva detalii vorbind despre dinamica infracțională. Infracțiunea nu a fost planificată. La mijloc a existat o legătură, o dinamică emoțională. Deci nu a fost că acești patru domni au zis, Ian, hai, facem noi dreptate, că suntem noi mai puternici și mai noi controlăm. A existat o motivație traumă, personală, da, și emoțională. Motivație personală. Plus, n-au ajuns totuși la extreme. Nu zic, ei au menționat că i-au pălit, că i-au, dar nu au ajuns la o extremă. Nu i-am văzut pe ei în spital, hai să spunem așa, sau s-ar fi putut să crească acea furie a acei persoane care și-a pierdut mama și să-i fi bătut sau să le fi făcut ceva mult mai rău dacă ar fi existat acea violență în acel om. Însă totul s-a încheiat cumva nu, sau să spunem eu, ei s-au întors acasă și au fost sănătoși, ok. Deci asta despre ce vorbește? Vorbește despre faptul că aceste persoane care au răpit, ele nu sunt infractori cu un risc înalt de recidivă, că ar putea să facă din nou și... Și asta le-ar putea un pic tăia din acea pedeapsă. Deci nu de la 6, nu 10, știu, dar 6 ani. Nu? Dar în realitate, deci concluzia mea este de fapt că ceea ce a spus Veniamin, că îi pare rău și că nu ar mai face, eu în cazul acesta aș crede. Vinovați în tragedie respectivă sunt multe persoane. În primul rând, părintele care a dat viața acelui copil și nu l-a educat în așa fel ca să respecte maturul și ca să respecte regulile. În al doilea rând, îi vinovat organele de drept că atunci când la prima abatere a acestui minor nu a intervenit prompt. Îi vinovat și societatea că a tăcut, a tolerat de fiecare dată comportamentul antisocial acestor minori. Dar uitați-vă, Veniamin în prezent este învinuit de o fracțiune gravă. Pedeapsă până la 10 ani. Dacă părintele s-ar fi făcut tema pentru acasă, s-ar fi educat copilul, n-ar fi ajuns pe banca acuzaților persoanele mature, inclusiv și minorul de 17 ani de zile.
De aceea, în legătură cu infracțiunea răpirea de persoane, eu foarte mult m-aș gândi la procuratură când voi înainta acuzarea sau rechizitoriu. Fiindcă la acest capitol s-ar putea să se gândească la recalificare, la circunstanțe atenuante, la alte fapte, numai nu răpirea de minori, fiindcă aceasta este o infracțiune gravă. Deci, Veniamin, totuși, regretat în cele întâmplate, vina o recunoașteți? Sincer. Da, da, eu vina ne-o recunosc. Deci, în cazul concret, se constată că cultura juridică și conștiința juridică lasă de dorit. Chiar în rândul organului de urmărire penală. În plus, neglijența părinților să supravegheze copiii săi, cât și pasivitatea organului local, cât și a poliției, au dus la consecințele grave. Eu cred că ei nu au vrut să sequestreze pe copiii ăștia, să facă rău, dar ei au vrut în capul lor, cel puțin, să reeduc. Asta este aici ce este. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.